Damian, prezintă-te și spune câteva lucruri despre tine, așa, punctual. Bună seara, bună seara, sunt Damian de Ghici, vă mulțumesc mult de invitație și felicitări pentru ceea ce faci. Mulțumesc mult, mulțumesc. Ce faci tu, Damian Draghici? Cine ești, Damian? Sunt tata lui Andrei, sunt bine, mulțumesc Dumnezeu. Tatăl lui Andrei? Și în viața de zi, da. Poate unii nu știu, n-au auzit de tine, deși nu cred, Sunt un artist muzician. Da, așa este, un mare artist român, un mare muzician, pe mine m-a impresionat foarte mult. Doar un artist, nu mare, doar un om normal. Dar pe mine m-a impresionat, Damian, încă înainte de a-l cunoaște. Sigur că, într-adevăr, l-am invitat astăzi din postura de tată și înainte de a îi adresa câteva întrebări, m-am gândit să definesc cumva maternitatea și paternitatea. Pentru că ele sunt două stări care sunt trăite diferit de viitorii părinți. Pentru femeie, pentru viitoarea mamă, maternitatea înseamnă aspecte legate de fizic, de mental și partea afectivă. Pentru bărbat, pentru viitorul tată, întâlnim doar cele două componente, cea mentală și cea afectivă. Din aceste motive, la femeie, maternitatea se instalează mai repede, deci ea devine mamă foarte, foarte repede, față de sentimentul de paternitate al bărbatului, al viitorului tată, la care se spune că, de fapt, startul la paternitate îl reprezintă ce, Damian? Hai, să-mi răspunzi tu ce a reprezentat la tine, pentru că eu am să continui după aceea, startul la a... Păi cred că momentul când se naște, cred că da, la momentul, da. Când vezi realitatea, când vezi momentul ăla care pentru mine a fost un efect incredibil, adică eu timp de o săptămână sau poate și mai bine 10 zile am plâns non-stop, adică la fiecare dată când mă uitam la el plângeam, dar și în ziua de astăzi când pronunț numele lui sau mă aduc aminte sau mă gândesc la Andrei, devin foarte, mă emoționez cumva și... Cred că în prima săptămână cred că am slăbit vreo 11 kg, adică eram foarte stresat, mai ales că am fost născut și cu cezariană și am stresat și puțin prematur. Da, majoritatea psihologilor și studiile efectuate spun că, într-adevăr, sentimentul paternității este trăit de viitorul tată imediat după nașterea copilului, atunci când el îl ține pentru prima dată în brațe. În brațe. Atunci când îl atinge, când îl mângâie, din acel moment el realizează și în sufletul lui îi spune, da, sunt tătic. Haide să te întreb ceva. Așa, de fapt, ăla a fost momentul în care te-ai simțit cu adevărat tată și... De aici aș mai face câteva referiri legate de faptul că unii tătiși, de pildă, spun că pentru ei, pe tot parcursul sarcinii, până la urmă copilul a fost așa ca o entitate abstractă și, într-adevăr, ei afirmă că, ca și psihologii, că momentul zero în care au avut acel sentiment a fost momentul ținerii copilului în brațe, nașterea copilului. Așa că, uneori, dragi mămici sau gravide, dacă sunteți pe aici prin preajma noastră, să nu vă simțiți frustrate dacă soții sau partenerii voștri de viață nu trăiesc cu aceeași intensitate și în același moment sentimentul paternității, așa cum trăiți voi sentimentul maternității, lăsați-i în pace că ei acolo își construiesc tot ceea ce au nevoie pentru a deveni tați. Poate unii nu, dar majoritatea da. Damian, eu știu așa din povești și din presă că tu ai avut un copil când erai foarte, foarte tânăr, iar la cel de-al doilea la care eu te-am cunoscut era într-adevăr un bărbat matur. Spune-mi, este o diferență între cele două etape din viața ta în care ai devenit tată și în felul în care ai simțit lucrurile acestea? Pe prima dată eram chiar foarte
foarte tânăr, foarte mic. Tu aveam 22 de ani. Exact. Și 22, da. Și acum 48, 49 ne împliniți, adică când s-a născut Andrei. Dar pentru bărbați și mai ales pentru mine, adică pot să spun din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, mai ales și ca artist, cred că artiștii suntem puțin, avem sindromul lui Peter Pan, adică noi nu ne maturizăm foarte ușor. Și cred că în momentul când a venit Andrei, a avut un impact asupra mea, m-a maturizat puțin, m-a dat puțin o altfel de responsabilitate, m-a făcut să încep să gândesc lucrurile altfel. Da, deci am o fată de 27 de ani, născută în 92. Oho. Cum a fost acum, când a venit Andrei în viața ta? Prima oară, chiar nu pot să nici mai țin minte prima oară cum a fost, sincer, pentru că eram așa de tânăr și atât de înnebunit după ce aveam de realizat și după visele mele și după toate lucrurile. Unde erai atunci? Erai în Grecia? Ce făceai la momentul ăla acolo? Cântam la cluburi de noapte cu orga, cu pianul, la Buzuchea. Și era un moment unde nu cred că eram gata într-un fel, tocmai asta mi-am spus atunci partenerul meu, atunci nu cred că eram gata să fiu tată atunci, pentru că eram prea mic și prea aveam multe alte vise de îndeplinit sau eram puțin prea ocupat cu astea. La Andrei a fost total diferit, pentru că mi s-au schimbat și mie prioritățile și m-a făcut să mă gândesc cum mă va privi Andrei în 5 ani, cum, ce fel de tată aș vrea să fiu, cum aș vrea să mă, ce fel de model pot să fiu pentru el, ce aș vrea să-i ofer lui Andrei, ce lucruri pe care vreau să le fac, adică și lucruri pe care în fiecare zi le gândesc și încerc încă să le-mi pun pe picioare sau să-mi fac un plan despre cum vreau să fiu ca tată și cum vreau să, odată ce el începe să fie conștient la o vârstă, cum vreau să mă perceapă el. Ce fel de relație o să avem împreună ca tată și fiu, ca prieten, adică vreau să fiu alături, să simtă prezența mea, poate așa cum nu am simțit-o eu, să zicem, de la taică-miu, sau poate așa cum am avut niște lipsuri, să zicem, din punct de vedere al tatălui. Și aș vrea să fiu acolo lângă el. Da, contează foarte mult. În principiu, atunci când vorbim de bagajul genetic al unui copil, tatăl și mama sunt egali până la un punct, pentru că 50% îi dă tatăl, 50% îi dă mama. Ce îi mai dă în plus tatăl, Damian, copilului? Sexul, da? Între cei doi cromozomi X sau Y. Așa că acolo, în fața conceperii copilului, până la un punct noi suntem egali. De la acel punct, sigur, e, hai să zicem, un avantaj al tatălui. Dar ce vreau să spun este că de multe ori mi s-a întâmplat să unii tătici să-mi spună că la un moment dat, în perioada de sarcină, au avut așa un sentiment de inutilitate. Și erau așa, cum pot eu să-i fac față, mai ales că unele sarcini ale partenerilor sau soțiilor voastre nu sunt tocmai ușoare. Sunt însoțite de grețuri, de vărsături, de dureri de spate, de stări de disconfort. Cum ai simțit tu prezența ta? Inutilă sau ai încercat cumva să o ajuți pe partenera ta? Păi care... Și Cristina a avut o sarcină destul de dificilă, pentru că știi, dacă a fost... a avut o problemă la corp, puțin așa, și a avut o sarcină dificilă. De păcate, săraca a stat pe niște pastile speciale care o adormea în continuu și am fost cu ea, cred că am pierdut o singură, nu știu, cred că eram la Strasburg atunci, am pierdut o singură întâlnire la doctor, una singură mi se pare, da. În rest am fost cu ea la fiecare întâlnire, la fiecare doctor, la fiecare ecografie prezent. Chiar mi-am dorit asta, să fiu alături. Și mă bucuram de fiecare dată când era de văzut copilul. Și doi, au fost momente când m-am simțit inutil, pentru că
a și eu să o fac să simtă mai bine, că avea vărsături, nu se simțea bine sărăcuța și nu știam ce să fac, adică mai ales și ca bărbat și noi ca bărbați, adică cumva, acum nu spun despre toți bărbați, nu vreau să generalizez, eu și ca artist, nici nu, eu nu pot să spun că nu sunt genul de bărbat acela care să știe foarte bine de astea ale casei, adică nu sunt, n-aș fi un bun actor sau invitat pentru emisiunea aia, Brenic sau cum se numește, de la ProTV. Adică nu sunt genul ăsta de bărbat să știu de ale casei, să știu să gătesc, să știu să schimb becuri în casă, adică nu sunt un bărbat de ăsta, pentru că fiind artist toată viața am trăit în hotel, n-am fost în casă și gospodar sau cum se numește. Și atunci, prin urmare, nici nu prea știu nici lucrurile astea foarte bine, dar încercam și eu să fac față la tot ce puteam, adică să o ajut cu un sandwich, cu mâncare, cu ce ai nevoie, cu la farmacie, să mă duc, să iau, adică să fiu prezent din punctul ăsta de vedere, dar m-am simțit de foarte multe ori inutil și de foarte multe ori nu știam cum să o ajut, adică o întrebam, trebuie frumos, spune cum să te ajut și nu știam, adică, da, sunt momente când poți să te simți așa. Dar nu e nimic greșit, doar pur și simplu că nu știm. Bine, uneori, și cred că sunt în asentimentul tot așa multora dintre gravidele și mamele care ne urmăresc, sau poate și tăticii sau viitorii tătici, că uneori, de fapt, doar simpla prezență și încurajarea pot să-i facă viitoarei mame în asemenea momente de disconfort mult mai mult bine decât dacă ai face alte treburi casnice, pentru că partea asta, componenta asta emoțională este extraordinar de importantă în această perioadă. Deci dacă tu emoțional ai fost alături de Cristina și în general dacă un tată este, viitor tată este alături de partenera lui de viață, de soția lui, din punct de vedere emoțional, atunci cred că 99,9% din toată situația asta e cumva ținută în control. Cred că un lucru pe care știu sigur, cred că din toată sarcina, până a născut Cristina la săptămâna care a născut, cred că 90% din seri n-a existat seară să nu mânghiem amândoi burtica, să nu spunem tatăl nostru la bebe. Da, era o întrebare care ți-am pregătit-o puțin mai târziu, nu-i nimica, o să ți-o pun mai departe. Spune-mi așa, există o diferență între rolul de tată și rolul de mamă în relația cu copilul și după aceea mai târziu, când copilul mai începe să crească? Pentru că depinde, și îți dau un exemplu legat de mamifere, relațiile mamă, tată și copil sunt foarte clare. La oameni însă uneori lucrurile acestea pot fi ușor confuze. Ceea ce orice bărbat trebuie să priceapă este că tatăl nu va deveni niciodată o a doua mamă, da? Pentru că sunt roluri separate. Și aici aș vrea, ai spus deja ceva, dar aș vrea să mai dezvoltăm puțin faptul că pentru un băiat, ai un băiat, tatăl este un viitor model, iar pentru fată, el este reperul pentru bărbatul din viața lui. Ai simțit tu vis-a-vis de fiica ta chestia asta? Poate îți e mai ușor acum să te raportezi, ea fiind deja o femeie, hai să zicem, chiar adultă. Cred că am simțit asta, adică la Niculina eu nu am fost chiar așa de mult prezent. O cheamă Niculina? Niculina, da. Nu am fost chiar așa de mult prezent. Mai mult, adică am început undeva să fiu prezent în viața eu undeva după la vreo 16 ani. Deci în ultimii 10-11 ani am fost prezent. Dar a fost o perioadă unde am pierdut până la vreo 5 până la vreo 16 ani. Țineam legătura, dar mai îndepărtat eu fiind în America și mai când am venit în România, a venit și în România, am început să ne vedem, să ne cunoaștem, a durat, a fost un proces mai îndelungat. Dar după aia, în afară de relație tată-fiică, am devenit prieteni, adică ne sunăm și ne spunem unul altuia ce probleme are, eu, ei, ea, mie. Și cred că, mai ales în ultimul an și de când s-a născut Andrei, s-a schimbat și relația mea
cu ea în bine. Mult mai mult, pentru că abia acum a văzut ce sunt ca tată sau ce sunt ca ce pot să fiu ca om sau ca bărbat. Și chiar mi-a spus asta. Am înțeles. Deci aici vorbim chiar de o relație de prietenie care, nu știu, mie mi se pare că, deci, ca și părinte, cel mai frumos lucru pe care poți să-l obții la un moment dat de la copilul tău care a crescut este să obții girul unei relații de prietenie. Pentru că, sigur, ne despart ani, ne despart generații, opinii, dar girul relației de prietenie face ca lucrurile să poată să meargă și să fie înțelese, că până la urmă și noi trebuie să înțelegem pe ei și ei trebuie să ne înțeleagă pe noi. Așa că eu te felicit dacă ai o asemenea relație cu fiica ta, este un lucru extraordinar. Încerc pe cât pot de bine să încerc încerc tot ce pot eu. Și eu, uh-huh, și la fel în partea ei. Are un prieten, Niculina? Te-ai simțit cumva? Nu, e concentrat acum, a avut prieten, dar acum e concentrat pe carieră. Ce face? În ce moment al vieții este vis-a-vis de carieră? A lucrat, până când a fost problema cu coronavirus, a lucrat la Monaco ca make-up artist. Aha. Uh-huh. Trăiește undeva acolo? Sau? Acum s-a mutat la Monaco, s-a mutat înapoi în Grecia. Aha. Acum, hai să ne întoarcem la rolul ăsta al tatălui, da? Și la faptul că, în general, pentru băiat, tatăl poate să fie un model, dar în același timp eu zic că uneori tatăl poate să fie și un, în momentul în care tu, la rândul tău, devii adult, poți să începi să-ți privești critic părinții, adică poate ai luat ceva de la ei, dar poate n-ai putut să iei totul. Cum a fost din punctul ăsta de vedere modelul tău de tată și cum ai vrea să fie pentru Andrei? Păi tocmai asta e că pentru mine cred că e foarte important, nu știu dacă asta se întâmplă la cei mai mulți copii, o spun din punctul meu de vedere acum, da? E important, cred că e o vârstă, la mine s-a întâmplat la o vârstă fragedă, e important copilul să nu-și piardă respectul față de părintele lui. Adică în momentul ăla când spui, wow, n-aș vrea să fiu așa, sau n-aș vrea să fac asta. Cred că ăla este momentul când erou cade. Când erou este în cădere liberă, adică când nu mai are niciun fel de, nu autoritate asupra lui, că copilul poate să asculte, că își dă seama că depinde de taică sau de acolo, de contextul în care ești, poate să tacă din gură până la 18 ani sau până când pleacă de acasă. Dar el deja știe că persoana aia nu este ceea ce ar vrea el să devină. Și asta nu e deloc fain. Așa este. E ceva ce, sigur. Bine, acum, sigur, nu putem să cerem perfecțiunea de la părinții noștri niciodată, dar tu ai menționat foarte bine când percep și vezi momentul ăla. Și aici îți apare acea mică îndoială care uneori în timp. Păi da, tocmai de-aia aș vrea cu Andrei, adică dacă n-am fost cu Niculina, la momentul ăla aș vrea cu Andrei să-l întreb, când are 5, 6, 7 ani, să-l întreb, tată, e tot ok? Îți place de mine? Suntem ok? Suntem bine? Spune-mi ce se întâmplă, adică ce, e ceva ce nu-ți place? Adică ești ok? Cum ești? Adică vreau să am discuții cu el reale și să fim cât mai sinceri unul cu altul, adică să-mi spun adevărul. Vreau să avem genul ăsta de prietenie unde să ne spunem adevărul unui altuia. Și să-i spun și eu, vedeam un serial săptămâna trecută pe Gaia, unde să-i spun și eu când nu știu ceva sau când sunt vulnerabil, tată, nu știu nici eu lucrul ăsta. E mult mai bine și mai sincer, adică să fiu și eu sincer, nu știu că nici eu nu am crescut, abia acum o să cresc pe Andrei, dar da, tată, nici eu nu știu asta sau nu știu cum să fac asta. Sau aș vrea să-mi văd și eu cu tine asta. Uite ce bine că mi-ai spus și mie, vreau să-mi văd și eu. Eu mi-am crescut băiatul singur și cred că un lucru pe care regret că n-am putut să îl dau este relația cu tatălui, pentru că mie mi se pare, eu dacă m-aș mai naște odată, aș vrea să fiu băiat și să trăiesc relația cu tatăl meu, relația asta de prietenie între copilul băiat și tatăl bărbat, tatăl care vrea să fie alături de copilul lui. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să fie toată ziua lângă el și să-i dea să mănânce, să nu știu ce. E un alt fel de relație și dacă tu ai să poți să ajungi la această relație. Doamne ajută. Asta îmi doresc mult. Minunat. Știi ce vreau să te întreb acum? Gândește-te puțin la tatăl și la bunicul tău.
Pentru că vremurile s-au schimbat foarte mult. Cam ce atribuții aveau ei, sau hai să zicem la tatăl tău, poate la bunicul e prea departe, ce atribuții avea el în familie? Eu am fost crescut de bunic, așa că el de fapt a fost. Ai fost crescut de bunic, da. Atunci, ce atribuții avea bunicul în familie după ce tu ai ajuns acolo? Sau atribuții de tatălui după ce te-au născut tu? Care era rolul tău? Pentru că o să vedem că în vremurile noastre multe lucruri s-au schimbat. Știu că s-au schimbat, dar am să spun ceva. Eu observ și la mine, adică cât de mult vreau să mă integrez și să fiu ca generația nouă, da? Nu mă refer ca generația nouă, ca cei mai tineri decât mine, adică 28, 30 sau 30, 35. Și generația nouă de vârsta mea, 40, 50, da, să zicem. Eu totuși am fost crescut de bunicul meu care venea din timpul războiului, adică eu am sărit o generație, adică nu am fost crescut de taică meu care venea din anii 50. Bunicul meu care venea născut în 29. Deci, până la urmă, cum o văd eu, bineînțeles, toți în ziua de astăzi, și bărbații și femeile, au carieră, toți muncesc, toți au programul lor, dar, într-un fel, poate văd la cât de trendy cred eu despre mine, că cât de conectat la tot ce este actual, dar cred că, până la urmă, tot tatăl este acela care are responsabilitatea de. Adică, vă luăm ca acum 20.000 de ani, știi, bărbatul cel care s-a cel abonat, da? Și nu spun asta într-un fel misogin sau ceva, să nu fiu înțeles greșit. Responsabilitatea bărbatului, sau ce am văzut la bunicul meu, era să fie ăla care s-a cel la muncă, muncește, da? E ăla care provide, care aduce acasă, da? E ăla care are grijă de familie, e ăla care țin minte în 77 la cutremur, la data de 4 martie, am ieșit cu toți în curte, să team pe calea Griviței, pe spate la hotelul Oltenia, și am coborât de la etajul 1 de unde stăteam în casă, și eram vreo 13 ani în familie, și țin minte și acum, adică când mi-au cămit în vin lacrimi în ochi, tata era un frig afară mare tot și s-a dus singur în casă. Și mă uitam la el, mamă, cât de curajos e tata. Ala a fost un moment de erou, că el singur a spus, mă duc în casă pentru familia mea. Și era pe timpul ăla și taică-miu acolo, care taică-miu avea, nu știu, 20 ceva de ani și unchii meu, dar aia în alții n-au avut curaj. El singur s-a dus. Și tata avea deja pe 48 ani, nu știu, 50. Și s-a dus. Deci adică, wow, ce bărbat puternic. Dar cred că, bineînțeles, sunt și lucruri pe care, cum le-am făcut și eu în ultimul an, l-am schimbat pe Andrei la Pampers, l-am spălat, i-am dat biberon. Și sunt ok și eu cu asta, dar de multe ori, eu personal, o să spun asta, sunt copleșit și overwhelmed de proiectele pe care le am sau de ce am de făcut, încât poate nu sunt atât de prezent cât mi-aș dori eu, sau poate cât și-a dorit și Cristina, dar nu sunt pentru că nu vreau. Pentru că e o obișnuință de ani de zile a mea, unde mă trezesc și vreau să dau telefoane, să fac proiecte, să fac ce se întâmplă. Ok, e coronavirus, aoleu, cum o să facem acum? Avem concerte, nu avem concerte. Adică sentimentul ăsta de responsabilitate, de a provide, de a... Înțelegi ce vă spun? Spune-mi așa, în două, trei cuvinte, care este imaginea care ți-a rămas vis-a-vis de bunicul tău? Pentru că mi-ai spus că el te-a crescut în mare parte. Un om extrem, extrem de responsabil. Extrem de responsabil. Deci, tata și dacă bea șpriț, sau era cu prietenii până la ora 4 dimineața, la 4 se punea în pat, dormea o oră, la 5 era în picioare și la 6 era la muncă. Așa era, tata, bunicului? Da, era la acordionist, cânta și cu vocea, fiind fratele lui Damian Luca și nepotul lui Fănică Luca, adică era un nume, da? Și totuși, ca să poată să ofere copiilor lui tot ce au avut nevoie, în loc să stea acasă și să cânte doar sâmbătă la o nuntă sau să nu poată să se scurce, s-a dus și a fost portar la hotel. Prima dată a lucrat la Bucești, la Hotel Victoria, după care la Ambasador, după care la Hotel București, unde acum Radisson-ul, ani de zile. Și îți dai seama că erau momente unde nu era ușor pe timpul Ceaușescu să fii portar, cărea valize, făcea ce trebuia să facă acolo, schimba dolari, mai făcea ce era nevoie să facă ca să se descurce, dar era un provider, era un tip care făcea totul ca să aibă familia lui tot ce le trebuie. Eu, pentru mine, bunicii mei n-au fost în viață, bunicii adevărați. Am avut doar o soră a bunicii, dar pentru fiul meu
sunt convinsă că imaginea bunicului lui în lipsa tatălui, bunicul cumva a suplinit ca și la tine o parte din prezența bărbatului în viața lui, tot așa a avut o influență extraordinară. Singurul moment în care l-am observat pe fiul meu dându-i lacrimile a fost la moartea bunicului. În rest e un tip, nu poți să-ți dai seama. Foarte... Se pare că uneori influența bunicilor asupra copiilor este extraordinară, aduce niște valențe nemaipomenite. Da, la mine nici nu era ca bunic, pentru că unchiul meu este născut în 57 și o să născut în 70. Deci era o diferență doar de 13 ani. Adică eram ca următorul lui fiu, cum ar fi. Adică era... Fiul cel mai mic, cum ar veni. Exact. Și chiar așa îmi spunea, adică cățelușul meu cel mai mic, cum ar fi. Da, deci am înțeles acum care, cumva, care a fost și care era rolul bărbatului, rolul tradițional în familie după nașterea copilului, pentru că ideea de dată modern din zilele noastre vedem că înseamnă foarte mult preluarea multora dintre atribuțiile mamei legate de nou născut și după cum am văzut și am constatat și în foarte multe familii în concediu de paternitate pe care de care tăticii beneficiază în zilele noastre, ei chiar stau și se ocupă de copii de acapul al fine, în timp ce mama, dacă are un job mai bun, își poate relua activitatea. Deci multe lucruri au translatat, dar așa cum am spus, niciodată un tată nu poate să preia 100% rolul unei mame. Aici, scuze că intervin, e doar părerea mea, da? Și e o părere umilă și poate greșesc. Aici cred că are de-a face puțin și cu tipul de personalitate pe care îl ai. Da, așa e. Dacă ești tip de personalitate alfa, dacă ești puțin mai mascul, dacă ești puțin mai, nu feminin, adică nu homosexual sau ceva, Doamne iartă-mă, dacă ești puțin mai, că sunt bărbați și bărbați, adică înțelegi ce vreau să spun, unde ai o tendință de asta de a fi mai mămos, de a fi mai, nici nu găsesc cuvintele. Vreau să spun că tatăl meu era un om foarte pașnic și puternic, dar să știi că lui îi plăcea foarte mult să gătească, să pună conserve. Asta nu înseamnă că era feminin. Nu. Da. Și tata era, tocmai asta am spus, și tata era foarte gospodar. Da. Deci e diferență între a fi gospodar și e diferență între a fi... Sunt niște nuanțe aici, de fapt. Sunt niște nuanțe și... Exact. Am să mă întorc la perioada de sarcină, pentru că eu știu că tu ești un tip foarte sensibil, ai degete foarte sensibile. Spune-mi, ai avut vreun contact de atingere cu Andrei când era în burtica Cristinei? Ce ai simțit? Ți-a răspuns vreodată la această atingere? A dat vreun semn așa? Ți-a dat cu călcâiul sau cu cotul? Sau... Era momentul ăsta când, mai ales, adică am început să-i spunem tatăl nostru de la început. Și după care când a început să miște, să vedem că căpușorul sau asta, când se dădea într-o parte de alta, chiar îl mângâiam pe cap și spuneam tatăl nostru sau stăteam cu mâna pe burtă și mângâiam. Aha. Aia era deja o conexie incredibilă, adică acolo între noi, era deja, simțeam asta, a fost incredibil. Ai simțit. E un moment extraordinar ăsta. Și să știi că sunt tot felul de studii care ne arată că, și aici venim, e o metodă care se numește haptonomia, atingerea copilului în perioada de sarcină prin burtică, este incredibil, dar fătul din burtică, copilul din burtică diferențiază la un moment dat, dacă lucrurile astea se întâmplă frecvent, atingerea mamei de atingerea tatălui. Și am avut tătici care mi-au spus, mie îmi răspunde într-un fel, soției mele îi răspunde într-alt fel. Și apropo de treaba asta, ai auzit vreodată de sindromul cuvat sau de sindromul tăticului gravid? Se spune că 80% dintre bărbați au cel puțin un simptom al acestui l-am avut. Poftă de mâncare, grețuri. Da, adică îi spuneam Cristinei, vrei ceva? Și de fapt dădeam comandă eu, adică aveam mai pofte de astea, dulciuri, tot felul de prăjituri, tot felul de nenorocire, adică și spuneam Cristinei, ai vrea aia? Și Cristinei, dar de ce mi-e poftă? Și de fapt eu aveam poftele. Doamne, deci ți-a crescut pofta de mâncare? Acum nu știu, ai luat în greutate în sarcină? Ai dormit bine? Nu, am dormit ok. Grețuri ai avut cumva? Nu. Unii parteneri spun că au și chestii de genul acesta. Nu. Practic nu se cunosc cauzele, dar se pare că ar putea fi un punct de reper
pe de o parte angoasa de a deveni tată, pe de altă parte empatia față de starea partenerei gravidei. Și am citit undeva că vis-a-vis de această empatie, e foarte amuzant, în anumite culturi din astea primitive, încă bărbatul la naștere se așează în pat și simulează durerile nașterii. Nu se cunosc cauzele sau care ar fi punctul de pornire al unui asemenea ritual. Acum, nu știu cum este, poate cum era în trecut la romi, pentru că foarte multe femei rome înainte nășteau acasă. Eu am prins o perioadă de început, lucram la spitalul universitar și aveam foarte multe femei rome care veneau la spital doar cu copilul, în anii lui Ceaușescu, doar pentru declararea copilului, majoritatea nășteau acasă și se pare că nășteau și foarte bine și foarte ușor. Sigur că nu încurajez nașterea acasă, dar aveau mulți copii, nu se îndurau să plece la maternitate și uneori lucrurile se întâmplau așa, între ea și soțul ei. Sau moașa care era acolo sau cineva. Erau și moașe pe acolo. Spune-mi, acum, tu ești un gen de bărbat foarte masculin, așa, la prima apariție și sunt convinsă că și dincolo de asta. Există pentru tine o diferență între a fi tată și a-ți păstra masculinitatea? Adică a fi tată, a-ți ajuta soția, a-ți alinta copilul, afectează cumva masculinitatea? Nu, pentru că, de exemplu, eu și când vorbesc în casă și Cristina se uită de multe ori la mine și zice, mamă, ce cu tine? Nu pot să folosesc cu copilul un limbaj când îl alin sau când mă prostesc cu el sau astea. Nu pot să folosesc cu un limbaj la un ton, într-o octavă mai jos. Și atunci am un limbaj ăsta, Andrei, și folosesc o voce de asta super sus, care de obicei n-aș folosi eu. Nu că am o problemă cu asta, dar nu o folosesc în viața de zi cu zi. Plus că și cum îl alin sau cum mă joc cu el, mă duc cumva la copilul din Damian. Accesez partea a copilului din Damian, ca să mă joc cu el, ca să fiu cumva pe limbajul lui. Și asta nu cred că ia din masculinitate sau ceva, adică rămâi același om. Adică dacă ești ok cu tine, eu n-am niciun fel de problemă să fiu ok cu mine cu asta. Deci ce le-ai spune unor viitor tătici? Că până la urmă a fi afectuos să nu intră în contradicție cu a fi copil. Nu, deloc. Plus că cred că e foarte important să regăsești copilul din tine. Adică tot ce ai făcut tu când erai mic, poți să faci cu copilul tău, incredibil. Adică să te joci cu el iară, să trăiești iarăși moment. Nu știu dacă mulți dintre parte viitorii tătici realizează că perioada de sarcină este o perioadă în care femeia mamă, viitoare mamă, de fapt vrea foarte multă iubire sub formă de tandrețe și nu mai atrage chestia aia de virilitate, de a fi macho al bărbatului. Asta e ceva ce va reveni după un timp la un moment dat. Adică ea are foarte multă nevoie de această tandrețe în perioada de sarcină. Damian, tu ești așa, ești o persoană non-conformistă? Sigur că asta uneori noi asociem cu faptul că artiștii de obicei sunt non-conformiști. Crezi că atunci când devii tată, totuși trebuie să te gândești puțin sau instinctiv o parte din non-conformist îl lași pe lângă și încerci să oferi niște lucruri care sunt normale să le oferi? Da, pot să spun asta, da. Pe mine m-a schimbat foarte mult nașterea lui Andrei, m-a schimbat foarte mult relația cu Cristina și al doilea nașterea cu Andrei. Adică mi s-au schimbat valorile, mi s-a schimbat felul în care mă comport, felul în care mă uit la viață, felul în care vreau să fiu eu cu mine, eu în fața copilului, felul în care abordez lucrurile. S-a schimbat foarte multe lucruri. Nu mai sunt acel Damian un conformist care nu-l interesa de nimica și făcea doar ce vrea să facă el, sau avea o aroganță, sau era artistul nebun, sau nu știu ce. Sunt alte lucruri, sunt total alte. Și în spatele chestii este, de fapt, este iubirea și bucuria de viață și bucuria cred de a... Cred că da, cred că da.
puțini sunt oamenii care chiar nu apreciază venirea pe lume a copilului lor și asta nu-i schimbă nici într-un fel. Trebuie să fii, cred că, de un egoism foarte puternic. Aș vrea să luăm în considerare faptul că tu ai trăit o experiență mai specială la naștere. La câte săptămâni s-a născut Andrei? 36 și ceva. 36 de săptămâni. Deci a fost prematur. Mi-aduc aminte că avea niște mânuțe și niște piciorușe atât de micuțe. Mamă, și acum Edita, ai bărbatul. Și acum, da, mi-a părut rău că n-am avut inspirația să o să vezi, are 14,5 kg. Oh, 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 oh. La un an și 3 luni și 85 cm. Da. Totuși, a avea un copil prematur nu este o experiență ușoară pentru niciunul dintre părinți. Eu țin minte când m-ai sunat atunci prima dată, am auzit așa, am simțit în glasul tău cumva... Era speriat. Da, am simțit teamă, panică, frică și sunt niște sentimente normale pe care poți să le trăiești, pentru că chiar un copil... cumva când vine pe lume normal și totuși te simți așa în fața lui neputincios. Dar aminte, un prematur pe care cred că încăpea în mâinile tale, în palmele tale, nu-i așa? Așa e. Deci experiența asta n-a fost ușoară în primele luni. Deloc. Deloc. Cum ați depășit totuși momentele astea? Eu știu că ați... Cred că cumva ne-a ajutat și tu foarte mult. Și cred că cumva timpul le rezolvă pe toate, și adică în timp începi să te obișnuiești cu niște lucruri și sunt lucrurile care vin de la sine cumva, adică se așează lucrurile. Scuze. Lucrurile s-au așezat. Știu că ați avut foarte mare grijă de Andrei și într-adevăr îmi aduc aminte că slăbise extraordinar de mult. Așa mă și gândeam până unde o să te duci, că eu când m-am uitat și am văzut niște poze cu tine, cum ai arătat la un moment dat, așa mi se părea o diferență de la cer la pământ între cel care avusese și câte kilograme. Nu, dar după aia, chiar atunci când s-a născut Andrei, nu știu, aveam 100 de kg și după aia la o săptămână aveam 89 de kg, am slăbit 11 kg. Asta pentru că ai trăit prin starea aia de teamă și de panică? Adică pentru că era, a stat câteva zile la incubator și m-a speriat foarte rău, adică am fost foarte speriat. Adică n-am fost de multe ori așa speriat în viața mea. Spune-mi, cum îl mai cheamă pe Andrei? El are un nume foarte frumos. Andrei Yeshua. Yeshua, de ce i-ai pus și acest al doilea nume? Yeshua era un proiect de care vorbeam cu Cristina când ne-am cunoscut și este numele Domnului Iisus Hristos în aramaică. Și numele lui înseamnă, de fapt, Yeshua înseamnă cel care a venit să facă bine, cel care a venit să salveze. Am văzut că voi sunteți doi oameni foarte, foarte credincioși, fiecare așa are o încărcătură de spiritualitate care m-a impresionat, ca să fiu sinceră. Ce vârstă are acum Andrei? Un an, 3 luni și 3 zile, 4 zile. Aha. La ce vârstă a început să meargă? La un an și o zi sau două. Cum v-ați simțit atunci când l-ați văzut făcând? Incredibil, incredibil. Păi era frică să nu... Da, da, da. Gen cetățeanul turmentat, nu? Exact, da, da, da. Spune-mi așa, când Andrei era în burtica Cristinei, i-ai cântat vreodată? Și pe urmă, după naștere? Mi se pare că i-am cântat odată, dar la început i-am cântat, nu prea înțelegea, dar acum când, dacă îi cânt ceva și asta, imediat e foarte atent, să uită, îi place, îi pune muzică la televizor, i-am mai cântat și eu cu Naiu, după aia vrea să cânte și el. I-am cântat și la pian, îi place foarte mult muzica. Da, și cântă și fiecare zi, am o melodie care am făcut, am luat vechiul prințișorul meu, o veche manea din anii 80-90, fără versuri și îi doar cântă, îi spun tararatala, tararatata, tararatata, mă opresc și îl fac, tararata, știe exact unde mă opresc, știe ca să, acolo umple spațiu exact. Am văzut aseară un documentar, de fapt a fost un reportaj foarte interesant despre o fetiță din state, fetița unui român și a unei rusoaice, care a ajuns acum în topurile americanilor, la Americanii au talent.
părinții muzicieni amândoi și arătau niște imagini de când era ea bebeluș și cum mama exact așa făcea cum spui tu și la un moment dat prin repetiție, fetița când ajungea la o anumită măsură, ca și Andrei completa și își făcea foarte, foarte interesant reportajul a fost și mi s-a părut că e foarte interesant într-adevăr să poți să-i cânți copilului încă de când este în burtică, să-i cânți și după. Spune-mi, Andrei este curios vis-a-vis de instrumentele tale, că eu știu că tu ai și pian, ai și zușist, n-ai, ai multe chestii, probabil că nu, l-aș doar îi plăcea să vină, așa cum am timpul pandemiei, am avut acasă un keyboard, un pian și venea și punea exact degetele exact pe pian și cânta. Îi place, e foarte curios. Cum a fost perioada pandemiei pentru voi? Te întreb asta și din perspectiva faptului că, într-adevăr, pentru tine ca artist multe lucruri s-au schimbat. Probabil că te raportezi la un viitor incert. Incert? Ai proiecte muzicale. M-a impresionat, înainte de a-mi răspunde la întrebările astea, vreau să spun că m-a impresionat, i-am și spus, sau ți-am și spus de fapt înainte de a începe live-ul, că eram undeva, cred că pe la mijlocul pandemiei, când într-o seară întâmplător, nu mai știu unde am văzut, dacă am văzut pe Facebook, cred că pe Facebook, l-am văzut pe Damian cântând de pe balcon la Nai. Mi-a plăcut piesa foarte mult, că avea în ea un filon din ăsta de românism foarte puternic și faptul că a ieșit și le cânta vecinilor. Adică pentru mine a fost un moment extraordinar de emoționant și atunci am simțit legătura aia pe care artistul de fapt poate să o facă și să o aducă între oameni și bucuria aia, aceea ce înseamnă filonul lui, pentru că până la urmă unii dintre noi ne pierdem filonul, dar artiștii adevărați nu și-l pierd niciodată, deși tu ai trăit atâția ani, ai trăit și în Grecia și în America și da, te ascult acum. Și nu m-ai văzut atunci și mi-a plăcut foarte mult acel video pe care l-ai realizat cu Maia Morgenstern. Extraordinar. Într-un fel, pandemia m-a apropiat foarte mult de Andrei, pentru că cât de mult încerc eu să fiu prezent în viața lui, plecam dimineața și mă întorceam seara, că aveam treabă și atunci petreceam o oră cu el dimineața două și mai petreceam o oră, două, poate seara înainte să facă băiță sau să doarmă. Și în timpul pandemiei, fiind în fiecare zi cu el, m-a apropiat mult mai mult de el și am devenit mult mai mult, mai ales că acum el a început să și reacționeze, adică nu e ca înainte, când era doar un bebeluș. Știi ce zic? Adică la vârsta asta începe să reacționeze, să râde, să înțeleagă glume. Primul lui ăsta a învățat, cred că, de la un joc de ăsta care ne uităm și îi place să se face cu mine bau. Și îi spune bau și vine în spatele meu și se ascunde. Și îi spune unde e Andrei, unde e Andrei? Și el se pitește și se face jos. Bau! Sunt o grămadă de lucruri care s-au conturat între mine și el în perioada asta, adică pandemia. Adică ăsta a fost un lucru bun. Aha. Am înțeles. Aș vrea, înainte de a mai am câteva întrebări pentru tine, dar aș vrea să-ți adresez o întrebare din partea unei mămici, numai puțin, care spune așa că soțul ei este plecat din țară, mi s-a părut că e potrivită pentru tine, nu pentru mine, și nu ne vom vedea până în luna septembrie, când bebelușul meu va avea 2 luni și vom pleca în drum spre Statele Unite, către noua noastră casă. Credeți că până la întâlnirea fizică, spiritul patern nu se va activa? Sau ce se va întâmpla? Deci ai înțeles întrebarea. Am înțeles întrebarea. Mă gândeam la soțul ei, sărăcuțul, adică fiind singur, plecat și nevind acasă, cât trebuie să fie, nu de stresat, adică ca să fie sigur că totul va fi bine și cu cât va aștepta cu inima la gură ca să-și vadă copilul, sunt mai mult ca sigur. L-am avut pe unchiul meu care când s-a născut unul dintre cei doi veri ai mei, mi se pare că era plecat în sănătate și pe timpul lui Ceaușescu era în turneu și nu putea să vină atunci și a născut fără el să fie aici și mă aduc aminte că a venit la vreo lună sau două și era disperat să-l vadă, de seama că așteptarea e mai mare decât a fost așteptarea mea. Că se adaugă la cele 9 luni, încă 2 luni sau încă o lună și cred că e foarte dificil. Bineînțeles, ziua de azi, în comparație cu acum 30 de ani,
avem și Facebook, Instagram, WhatsApp, adică poți să-l vezi video, dar nu e același sentiment. Da, acum, din într-o anumită perspectivă, aș putea să-i răspund Iulia Nicola, o cheamă pe doamna care ne întreabă, aș putea să-i spun că, în principiu, tatăl trebuie să treacă 9 luni până ține copilul în brațe și spune că sunt tată. Iar de aici încolo, Iulia, să știi că mai trebuie să treacă aproape încă 9 luni ca să înceapă să se dezvolte spiritul de paternitate. Așa că nu-ți face probleme. O să ai de timp să dezvolte acest sentiment. Și la, mine a durat o perioadă până când s-a dezvoltat spiritul de paternitate mai mare. It takes time. Ia timp. Sigur. Trebuie să ai răbdare și, pe urmă, într-adevăr, așa cum a spus Damian, voi aveți avantajul faptului că acum mai există Skype-ul, putem să ne vedem prin camerele de luat vederi, putem să-i arătăm copilul, poate chiar să-l vadă și în momente din astea în care doarme, în care gângurește, în care face multe lucruri față de alte vremuri în care doar de la distanță. Cu toate că, așa cum știm, și ne-a dat seama asta în timpul distanțării sociale, nu e același lucru ca atunci când îl ții în brațe sau atingi, e total diferit. E total diferit, așa și este. Știu că acum mai trec la pe cealaltă parte. Eu la sfârșitul lui mai mă pregăteam să mă duc și încă îmi trecusem prin agenda tot felul de chestii ca să nu am cine știe să plec sau mai știu altceva. Trebuia să ai un concert foarte frumos și sigur, el s-a anulat în contextul. Va mai fi posibil sau ce ai de când? L-am mutat pe data de 28 septembrie și 90% se pare că o să putem să... Aha. Cu cine o să cânti? Ai invitați? Aveam aici o listă de invitații în spate, dar o să vedem acum care vor fi invitații. O să vedem la momentul oportun, că fiecare are agenda lui acum, adică s-au schimbat și invitații. Aha, am înțeles. Da. Vreau să îți mai pun așa o ultimă întrebare. E o întrebare mai tendențioasă, dar am considerat că tu ai putea să răspunzi la ea. Crezi că este important ca părinții să aibă și o moașă pe lângă ei în perioada de sarcină, la naștere, în primele luni după nașterea? Păi asta vreau să spun eu la sfârșit, asta era ultimul meu comentariu despre tine. Ce vreau să spun este că doamna Vania Limban este o moașă incredibilă. Doi, a făcut miracole pentru Andrei. Trei, ai nevoie de o moașă ca Vania pentru că poate să ți... este prozacul pentru părinți. Poate să fie ca un Prozac pentru părinți, adică sau un Xanax pentru părinți, adică poate să-ți ia toată anxietatea aia, care, lucruri pe care nu le știi, poți să o întrebi și având siguranța și având experiența de o viață întreagă, un cuvânt dacă ți-l spune, îți coboară inima, pentru că pentru primele luni, sau cel puțin la mine, poate sunt eu mai sensibil și Cristina, am fost cu inima în gât și de fiecare dată când era ceva, o întrebam pe Vania, Vania, asta cum e? Așa, ok. Asta cum e, așa, ok. Deci e clar că e un ajutor foarte mare, e o super profesionistă, știe ce face foarte bine, știe cum să, adică când să joacă cu copilul în baie, eu țin minte când te jucai cu el de multe ori, mi-era teamă și mie că nu știam, adică vedeam cum era și vedeam cât de multă încredere ai în propriile tale, dexteritatea cu care o faci, pentru că e vorba de experiență, dar ține de zile. Și cred că ai nevoie și în timpul sarcinii și după când se naște copilul, cred că ai nevoie de o moașă pentru că este nu, e greu și bunica și străbunica și altcineva nu cred că are aceeași informație ca cineva care face asta de ani de zile full time și care o face și bine. Deci ai toată recomandarea mea de partea mea. Bine, eu în principiu, cum să spun, extrapolez chestia asta la faptul că o moașă într-o comunitate poate să aibă un rol extraordinar. Mi-am propus să invit pe cineva aici, a cărui bunică a fost moașă și care chiar a avut o influență extraordinară într-o comunitate de oameni. Copii și nepoți s-au născut pe o perioadă destul de lungă. Acum bunica a murit de câțiva ani buni, dar eu vreau să-l chem pe el pentru că el știe foarte multe despre bunica lui și despre
cât de frumos și cât de bun era impactul ăsta asupra celor din comunitate. Așa cum spuneai tu, și el spunea, veneau și o chemau pe bunica, hai vino că nu știu ce, sau hai vino că am nevoie de asta. Și bunica tot timpul era, așa era așa, cam peste tot, prin casele tuturor și îi ajuta. Sigur că poate... Poate sunt alți oameni care și eu am citit și Cristina a citit cărți înainte să nască și... Dar în momentul când se întâmplă lucrul ăla, sau cel puțin așa sunt eu, mie îmi place să întreb, nu mi-e rușine să întreb, sau poate sunt mai neîndemânatic, dar parcă am mai multă încredere când întreb în cineva decât să stau să citesc pe Google sau să mă uit într-o carte, cât de faimoasă sau cât de cunoscut ar fi cartea aia, că parcă e omul acolo care vede și spune ce ai nevoie, adică asta este, așa sunt eu ca persoană, adică fiecare e diferit. Cred că s-a făcut o mare nedreptate, acum fac o mică paranteză, s-a făcut și se face încă o mare nedreptate pentru gravide și pentru bămici și pentru cuplurile de viitori părinți și pentru părinții cu bebeluși, faptul că nu pot să aibă acces la o moașă. Dacă ați ști cum este accesul ăsta în țările din vestul Europei, chiar și din răsărit, ca să nu mai zic prin alte părți, este incredibil. Din păcate, noi nu avem acces la educație în România. Ne-a obligat Uniunea Europeană să înființăm facultatea de moașe, dar după aia am desființat-o rapid, că parcă nu ne simțeam foarte confortabil să naștem prea mult natural și ne simțim mai confortabil să naștem prin cezariană. În sfârșit, aici este o altă discuție. Oricum, ținem pumnii, Damian, că mâine mă duc la decan. M-a invitat și am spus, este ultima dată când vin, pentru că dacă chiar nu vreți să deschideți ochii și să gândiți, chiar însemna o mașă pentru a promova educația, pentru a ajuta la creșterea ratei natalității, la alăptat, la multe alte lucruri, atunci... Asta este și cu asta basta. Prostia se plătește. Probabil că peste generații o să ne plătim prostia din acest moment, dar e o altă problemă. Mulțumesc mult pentru părerea pe care mi-ai acordat-o. Mi-a plăcut foarte mult și mi-am notat aici și o să țin minte să mă gândesc mai plin de lete. O să încerc să vorbesc și cu un psiholog despre acest sindrom. Peter Pan e pentru prima dată când aud al tatălui în așteptarea copilului sau în sfârșit când copilul vine pe lume. Foarte frumos ai spus chestia asta. Și din perspectiva asta, spune-ne ceva viitorilor tătici așa sau celor care acum sunt pe baricade ca proaspeți tătici. E mișto și e fain să devii vulnerabil. Asta pot să spun. Adică e mișto să plângi, e mișto să devii vulnerabil, e mișto să simți fericire prin durere. Cumva. Adică eu cred că am plâns pentru că nu știam să râd, nu știam cum să mă bucur. De Andrei. Pot fi și de fericire. Așa că... Exact. Deci erau lacrimi de fericire. Exact. Să nu vă fie rușine niciodată de lacrimile fericirii voastre. Exact. De multe ori l-am simțit pe Damian cu cât era așa de bărbat și de masculin, cu lacrimi în spate și totuși o îmbărbăta pe Cristina, avea grijă de toate cele. Îmi pare rău că Cristina nu a putut să vină și ea la această întâlnire, deși pentru mine era foarte important să discut cu un tată și să nu interferez mama în discuția noastră. Oricum o salut și o apreciez. Este rămână, mulțumesc și la fel. Deosebită și aștept cu tot dragul să o revăd și pe ea și pe cel mic. Și acum, Damian, mai vreau un lucru. Nu știu cum o să-l faci. Cum vrei tu, în felul tău non-conformist. Dar pentru că ieri a fost ziua copiilor, cântă-le ceva copiilor din România. Ce vrei tu? Cu vocea, cu naiul, cu degetele, cu ce vrei n-am tu? N-am aici naiul, dar ce, eu știu ce să le cânt. Le cânt piesa lui Andrei. Tararatata, 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 tararatata. Mulțumim foarte mult, și sper să ne vedem la concert la sfârșitul lunii decembrie. Mulțumesc frumos. Toate cele bune, dragile și dragii mei, sper că a fost un moment interesant acest live. Pentru mine, Peter Pan și tăticul, trebuie studiată chestia asta, neapărat vorbesc cu prietenele mele psihologe. Ce vreau să vă spun este că de săptămâna viitoare am
o surpriză pentru voi, pentru că vrem să lansăm webinariile Moașei Vania și prima temă pe care o voi aborda va fi contactul skin to skin sau piele la piele. Pentru detalii o să vă rog să intrați pe contul de Facebook Moașa ta de suflet, Vania Limban, undeva mai pe la sfârșitul săptămânii. De asemenea, vă readuc aminte că începând din această săptămână ne derulăm activitățile la H-Sense în strada Clucerului 55 Interfon 6C, etaj 2, într-o locație absolut minunată, la H-Sense, unde am un cub de sticlă, sunt ca, ca o moașă în spațiul cosmic, unde îmi derulez consultanța și masajul de bebeluș. Și de asemenea, la MediPlus Clinic, în Naie Caranfil, de două ori pe săptămână, consultanța cu moașa, care înseamnă mult mai mult, și CTG, adică cardiotocogramă, teste de pH vaginal, urină, tensiune și toate cele ce implică consultanța pe care ți-o oferă moașa, așa că gravidele mele vă aștept acolo, mămici, pentru alăptare sau pentru alte probleme după naștere. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă spun că continuăm să susținem cursurile online de grup sau one-to-one cu nașterea asumată, curs de pregătire pentru naștere, îngrijirea bebelușului, tonifierea și pregătirea perineumului pentru naștere și retonifierea după. Și am un cadou. Cele care o să vă luați un abonament online, o să primiți de aici încolo, gratuit în fiecare săptămână, câte de grup, o ședință de grup de Mindfulness Movement. Eu mi-am terminat cursul de mindfulness. Mulțumesc Valerii Cioloș, a fost ceva minunat și am ieșit mult mai bogată din acest curs și îmi doresc să dau mai departe ceea ce am învățat colegelor mele, dar și gravidelor și mămicilor cu care vin în contact. Pentru a afla programările de la Mindfulness Movement, sunați la numărul nostru pe care îl găsiți pe site-ul www.activecenter.ro. Vă doresc o seară plăcută. Pentru live-ul de săptămâna viitoare încă oscilez, vă țin la curent și vă aștept cu tot dragul alături de mine. Aici îmi propun să schimb mentalități, iar pe TikTok, noua mea abordare, îmi propun să fac educație într-un mod foarte original. Intrați-vă, faceți-vă cont și mergeți pe Moașa Vania să vedeți cum ofer eu acolo educație și cum vreau să schimb mentalități. Vă doresc o seară bună, la revedere!